Încetul cu încetul, lucrurile încep să reintre în normal. Persoanele vaccinate care vin pe teritoriul țării noastre scapă de carantină. Cei mai încântați au fost românii care de luni bune nu mai veniseră acasă, tocmai de teama restricțiilor. Mi-e foarte dur de părinții mei care sunt în România și abia aștept să-i văd de la 1 iunie încolo când mă voi întoarce acasă. Operatorii din turism au speranțe mari pentru acest sezon estival. Ei își doresc încasări similare sau poate chiar mai bune decât cele din 2019, un an foarte bun pentru acest sector. Vestea că vor circula liberi i-a făcut pe românii din diaspora să rezerve deja sejururi pe litoralul nostru. Se lucrează frenetic la agențiile de turism, iar telefoanele sună aproape continuu. Românii care vin din diaspora, de obicei, pentru a-și petrece concediile pe litoralul românesc, vor avea un beneficiu din acest punct de vedere. Mai mult, cei care sunt vaccinați, într-adevăr, nu va trebui să mai se supună restricțiilor sau carantinei, nici în momentul în care se vor întoarce în țările unde locuiesc. Și unele zboruri care fuseseră anulate se vor relua din iunie. Pe aeroporturi se vor relua curse către țări care erau încadrate în zona de risc. Odată cu relaxarea restricțiilor și modificarea condițiilor de călătorie, vă putem comunica că din 4 iunie vor avea zborurile disponibile către Istanbul cu 2 frecvențe. Londra de la mijlocul lunii va intra cu 3 frecvențe pe săptămână. Din 21 iunie, de asemenea, se redeschid zborurile către Cluj-Napoca, tur-retur, iar din 2 iunie vom putea călători direct de la mare către Italia, la Roma. Oamenii sunt dornici să călătorească. Reprezentanții agențiilor de turism speră la încasări mari în acest an. Cetățenii din Franța, din Spania, Italia sau din alte țări europene care s-au vaccinat, de asemenea din Statele Unite sau Canada, vor avea posibilitatea să vină să-și facă un concediu în România fără niciun fel de restricții. Numărul lor s-a majorat cu 50% față de anul 2019. Pentru perioade din iulie și august deja avem hoteluri care nu mai au disponibilități. Pe teritoriul României mai pot intra fără a sta în carantină cei care demonstrează cu documente că au avut COVID în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani care prezintă un test real-time PCR negativ, persoanele aflate în tranzit sau reprezentanții companiilor care își pot justifica afacerile pe teritoriul României.